de Științe Istorice din România, filiala Mâdla, organizează în contextul centenarului Marii Uniri o altă activitate, pentru că am început deja din luna februarie și martie, vom continua apoi și în toamna aceluiași an. Al nostru simpozion este intitulat Căuritorii Marii Uniri. Sigur, ne putem referi atât la regele Ferdinand, dar ne putem referi și la pleiada de politicieni, fie că vorbim de Ionel Brătean, de Tache Ionescu, de Alexandru Marghiloman, fie că vorbim de pleiada de generali ilustri care au avut relații și legături inclusiv în perioada militară, dacă vreți, sau de capitală militară a Burlavului, ne referim la Constantin Prezan, generalul Constantin Prezan, Alexandru Averescu, Eremia Liborescu și alții. În același timp, ne putem referi și la mari personalități din rândurile intelectualilor. Să vă prezint invitații noștri deosebiți. O parte din dumnealor, cunoașteți, au mai venit, dar avem și pentru prima dată la Hârlat. Salutăm prezența domnului profesor doctor universitar Vergati Radu Ștefan, doamnelor de Științe din România. În apropiere ne referim deja, trecem curtul și suntem la Chișinău și prezentăm pe domnul profesor doctor Ioan Negrei, care este istoric, politician, cu activitate bogată de o parte și de alta a fruntului. Dacă v-aș spune, pe linie politică, pentru că dumneavoastră categoric, prin modestia care caracterizează categoric, nu o să vă spună, deci într-o anumită perioadă și nu ne trebuie să reluăm exact toate, eu știu, cronologia, a fost prim-ministru, deci iată o funcție politică deosebit de înaltă, ca să nu vorbim și de alte funcții pe linie științifică, pe linie de cercetare. Fie că vorbim de Institutul de Cercetări Istorice, ar echivala cu Institutul Senobodinea și Institutul Nicolae Iorda din București. De asemenea, și aici suntem noi de partea Societății de Istorie și ne face plăcere că dumnealui îndeplinește și funcția de vicepreședinte al asociației. Noi în România vorbim de Societatea de Științe Istorice, Asociația de Istorie, nu? Și ne referim în Republica Moldova. Bine ați venit, domnule Negrei! Și din acest moment, deja ați primit statutul de pătădean. Sigur, mă uit în partea cealaltă, întâmplător, stânga-dreapta, deși dumnealor merg pe același drum, adică așa cum credem, drumul unionist, drumul care să ne aducă mai aproape și pe unii și pe ceilalți. Este vorba de profesor universitar doctor Anatol Petrencu, din Academia, istoric cunoscut în țară și în străinătate, om politic și, de ce nu, mesager al ideii de unitate. Domnia sa a fost decanul Facultății de Istorie în cadrul Universității de Stat din Chișinău. Am declinat și alte funcții pe linie, spunem noi, politică în cadrul Parlamentului de la Chișinău. De asemenea, este inițiatorul unei mișcări, să spunem noi, cu caracter popular, dacă vreți, dar care a avut în prim plan ideea de unitate și de românism, iar în momentul de față este vicepreședinte al Partidului Liberal din Republica Moldova. Și acum, persoane pe care categoric, nu numai că domniile voastre deja le cunoașteți, dar le-ați și îndrăgit, probabil, pentru că domniile lor sunt musafirii noștri de mai mulți ani. Și încep de data așa să o iau din partea dreaptă, mă refer la domnul doctor Silviu Moldovan, reprezentând Consiliul Național. Continuăm ca să
discutând de aceeași instituție, adică Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității, deci din București, cunoscutul pentru activitățile la Societatea de Istorie, la muzeu și nu numai, este vorba de domnul dr. Liviu Țăran. Da, continuăm și cu partea dreaptă, pentru că deja s-a întâlnit partea dreaptă, nu știu care este semnificația, dar aceasta este în mod aleatoriu, este vorba deci de dr. Alin Stunu, reprezentând Centrul de și vă rog să nu vă luați numele rău, că am lăsat armata oarecum în afara politicului, nu poate să existe așa ceva, armata e cu noi, inclusiv în sală aici, ne apără, de cine, mai vedem noi de cine ne apără. Problema este cunoscutul colonel doctor, nu ca să știm că suntem în armată, Mircea Tănase. Ostilitățile noastre se împart între trei centre, noi fiind al patrulea, da? Este vorba de București, de Iași, de Chișinău. Este vorba de această axă, dar axa trece prin Budar. De aceea, astăzi, ne-am propus o astfel de temă cu astfel de invitații. Dați-mi voie ca să nu mai lungesc lucrurile, ca să ne putem concentra, să putem să parcurgem cât mai multe idei din cadrul discursurilor pe care domnile lor le vă prezenta. Domnule profesor Radu Bergati. Onorat prezidiu, stimat auditoriu, abordarea acestei teme impune, dintr-un început, să arăt că totdeauna o reușită a unui popor mic în evoluția sa depinde de evenimentele internaționale. Vedeți, dumneavoastră, a fost cazul românilor și al abilității oamenilor politici români să folosească războiul Crimeei pentru a realiza unirea principatelor în 1859 și crearea României moderne. Apoi se folosească criza orientală dintre anii 1876-78 și războiul dintre Imperiul Țarist aliat cu armata statului român împotriva Sublimei Porți 1877-78, urmat război de pacea de la San Stefano și de conferința de la Berlin, conferința celor șapte mari puteri, care a dus la două elemente deosebite, extraordinare pentru România. În primul rând, a dus la obținerea independenței, în al doilea rând, la prima etapă de unire, unirea cu Dobrogea. Sigur că problema este cu totul deosebită din punctul de vedere al secolului al XIX-lea, privit din punct de vedere istoric și nu matematic. Spun din punct de vedere istoric, deoarece secolul al XIX-lea, din punct de vedere istoric, se termină odată cu primul război mondial. Matematic, dacă vedeți, 1900. 1900 e un an care nu reprezintă nimic din punctul de vedere al evenimentelor istorice. Dar dacă vreți dumneavoastră matematic, puneți și matematic. Vedeți dumneavoastră, aici problema este deosebită din punctul de vedere al Europei, continentul care determină dinamica dezvoltării pe întreg mapa mondului. Este continentul care atunci este dominat de trei mari imperii care sunt închisori ale etnicilor. Folosesc termenul de etnie și nu de națiune, deoarece termenul de națiune este o invenție a secolului al XIX-lea, filozofi, sociologi, politicieni,
care este total deosebit de esența termenului de natio, așa cum era folosit în Antichitate. Mulțumesc, n-am nevoie de apă, sunt obișnuit să vorbesc un sol mare, din vânderea. Așa că... A. În ceea ce privește aceste trei mari imperii, erau Imperiul Habsburg, Sublima Toată și Imperiul Țarist. Evident, cel mai mare și mai puternic dintre aceste trei era Imperiul Țarist. Ocupa o șesime din glob, avea 170 de milioane de locuitori, în care erau circa 150 de popoare, vorbeau circa 200 de limbi și dialecte, aveau cam atâtea confesiuni descinzând din marile religii. Conducerea Imperiului era de tip autocratic, îmbinând vechile tradiții rusești cu cele preluate de la germanici, în special de la Ecaterina II. Imperiul însă are lovituri cumplite în timpul ultimului țar Nicolae. Cele două lovituri cumplite sunt, în primul rând, înfrângerea din timpul războiului cu Imperiul Japonez. Niponii îi înfrâng pe ruși de asemenea manieră încât nu încape niciun rol. Aici se zdruncină prestigiul țarului. Și cine era stâlpul de susținere al țarului, Biserica Ortodoxă, găsește posibilitatea ca în ianuarie 1905 în Sankt Petersburg, în frunte cu un preot, Gapon, acuzat Benedict că era omul ohranii, mă rog, trebuia să-i găsească și rogit, se ridică într-o amplă mișcare socială. O altă mișcare socială, dar nu de răsturnare a țarului, ci să-i ceară dreptate de Duhului Țar. Să-i ceară dreptate în numele lui Dumnezeu, pentru că țarul era delegatul lui Dumnezeu pe pământ. Gapon vine înconjurat de preoți și de o mulțime de oameni, cu icoane, cu prapuri, cu niște cereri splendid caligrafiate. Țarul Nicolae nu i-a înțeles. Nu-și dă seama de ceea ce cerea oamenii și de greutatea care o avea el atunci încă între oameni. Și răspunde trimițând sotnii de căsăcești împotriva mulțimii. Niciunul dintre reprezentanții partidelor de stânga, bolșevici, mencevici, ce mai erau ei acolo, ESE, Lenin, Martov, cei care erau acolo, n-au avut capacitatea, inteligența, posibilitatea să acționeze și să-i creia conducerea. Au fost toți undeva în afara evenimentelor, dominați de valul mulțimii. Sau sfătuit atunci bine de consilierii săi, în special de duhovnici, ia inițiativa ca în 1908 să reformeze Duma, care funcționa după o lege din 1832. Mai are o altă inițiativă strălucită în acest moment, îl numește în fruntea guvernului pe un om de excepție, Piotr Stolypin, care chiar în 1908 propune o lege extraordinară, aceea de dare în posesie opților de țărani a pământului pe care lucrau. Folosesc termenul de posesie pentru că în Rusia, ca și astăzi de altfel, nu există termenul de proprietate privată. Ei au termenul de posesie.
De aceea propune Stolypin acest fel. Și aici legea rămâne în stadiu de propunere. Unul dintre ideologii de marcă ai bolșevicilor, evreul Leon Davidovich Bronstein Trotsky, iată, basarabean după origine. Nouă este de vorba. Poftiți? Nu. Nu e. Poftiți? Poftiți? Așa se spune, dar nu e. Vedem, da. Continuați. Trotsky face o apreciere, aceasta este scrisă în memoriile lui, că în cazul în care s-ar fi aplicat această lege propusă de Stolypin, niciodată n-ar fi ajuns proletarii și bolșevicii la putere. Asta e scris de Trotsky. Stolypin în 1912 se a doua lege extraordinară, și anume aceea de încercare de alfabetizare a maselor de oameni de rost. Era un procent foarte ridicat de analfabetism. Nici această lege nu s-a putut aplica, deoarece în 1912, la Kiev, când ieșea de la operă, Stolypin a fost asasinat, rănit, ucis. Țarul nu își dă seama de situație și se aventurează în 1914 să intre în primul război mondial. Avea o armată uriașă, peste 2 milioane de oameni, prost înarmați, prost echipați, prost instruiți, cu doi generali de talent, Brusilov și Alexei. Restul, Dumnezeu. Înfrângerea de la lacurile masuliene este un exemplu mai mult decât clar. 1915, în Dumă, se formează blocul democratic. Ce este ciudat? Că acest bloc democratic nu este capabil să formuleze un program pentru viitorul justiției. 1916. Noi înfrângem pe front. Se încearcă să se facă ceva. 1917, februarie, sfârșitul lunii, la cea mai mare uzină de armament din Petrograd, orașul schimbase numele, din Sankt Petersburg, Petrograd, și așa e, nu? Da. Vă găbăriți, faceți, nu? În această situație, țarul se dovedește incapabil de a răspunde la manifestările. Și, mă rog, nu era pe inteligent, adică vrea să-i ofere tronul fratelui său, Mare Duce Mihail. Dar Mare Duce Mihail are un argument teribil. Spune că nu poate renunța la barul din Paris, pentru că o este. Și rămâne mai departe cu barul. Atunci conducerea o ia un guvern provizoriu în frunte cu Kneazul Lvov, care fusese în fruntea Sfântului. Se formează un fel de comitet provizoriu, de guvern provizoriu, care iarăși nu poate face față situației. Nu-și dă seama de marile cerințe care erau. Pe de o parte, erau cerințele de ordin social, cele care impuneau să se facă o reformă rurală. În al doilea rând, erau cerințele de ordin politic și etnic, pace și
crearea posibilității ca popoarele să-și formeze statele lor etnice. În fruntea acestei lupte pentru etnii erau polonezii, evrei, finlandezi și se alăturau și românii. O mișcare foarte puternică. Dar în guvernul provincial a apărut o sclipire și în martie 1917 se dă un ucaz prin care decizie, cum să traducem profesor, ucaz, nu? Asta e termenul, ucaz, prin care se dădea dreptul tuturor etnilor, indiferent de origine, de limbă, de religie, să aibă drepturi egale. Este, dacă vreți, actul juridic, temeiul prin care se poate cere formarea unităților statale independente. E o chestiune de drept, nu, domnule avocat, e o chestiune de drept și de drept oarecum constituțional. În această situație, Ludendorff și care era comandantul adjunct al OFAP, era adjunctul mareșalului Hindenburg și ministrul de externe al Imperiului, Richard von Kühlmann, iau legătura cu bolșevicii care erau în Elveția, stabilesc un acord cu ei, îi aduc în gravă pe bolșevici în Petrograd, vine Lenin în gara finlandeză în 3 aprilie 1917, nu este nici arestat, nu este nici întâmpinat de mulțime, e primit numai de 3 oameni, de Kamenev, de Malinovski și de Stalin. Este dus la Smolny, unde era Sovietul soldaților și ofițerii. Vedeți dumneavoastră, până atunci, acest soviet care fusese în palată ca uitaș, a avut un rol nefast, deoarece, imediat după înființarea lui, dăduse un ordin îngrozitor pentru armata rusă. Armata rusă mergea prost pe front, și a primit din partea Sovietului ordinul ca soldații să nu mai asculte de ordine. Ei, vă dați seama. Sigur că Lenin, pentru că s-a impus, a trebuit să rostească a doua zi un discurs. A fost un discurs făcut în grabă, dar genial, tezele din aprilie. Spun că a fost genial deoarece a reprezentat primul program al unui partid politic în vederea cuceririi puterii politice în Rusia. S-a mers repede înainte. Bolșevicii au știut să folosească lozinci percutante dorite de mulțime. Cereau pace, cereau pământ, cereau un drept pentru toate naționalitățile. Cei din guvernul provizoriu au greșit, n-au știut cum să-i contracareze pe bolșevici. Și în această situație, 24 octombrie pe 7 noiembrie 1917, bolșevicii reușesc să cucerească Palatul Ermitaj, care, cinstit vorbind, nu era apărat. Era, mă rog, cum de așa, ca băieta. În aceste condiții, acționează românii din Masăna. Grupul de la Bolgrad, grup de intelectuali români,
unde era Ion Pelivan, unde se găsea Ștefan Ciobanu, era o prieten deosebit de cei doi. Prin ziarul Cuvântul lui Dumnezeu. La data de 3 martie publică o scrisoare prin care cer înființarea Partidului Național Progresist. Este meritul intelectualilor români din Basarabia să acționeze extrem de rapid, eficace și să atragă spre ei majoritatea noastră. Erau exemple acești intelectuali. Sigur că Daniel Ciugura, Pantelimon Halifa, Erhan, au fost oameni de primă mână în acest. 4 aprilie. Orice plan se creează Partidul Național Modernist. În frunte cu mecenatul Vasile Stroiescu, care este președinte de Ucraina. Imediat apoi, Partidul Național Moldovenesc, care are un singur țel, unirea cu România, începe să acționeze organizând conferințe, întâlniri, eu știu, simpozioane, colobii, cum ar spune congresul, doamna Rășcanu, dramaticus, cu cei din Basarabia. În primul rând se adresează militarilor. Erau 300.000 de militari români, sau peste 300.000 de militari români, nu știu, mie mi-a murit contabilul, așa că nu mai am să o poate la clară, 300.000 de militari în armata țară. Cu ei se discută, în special German Pântea, Ion Pelivan. Apoi este o întâlnire cu corpul didactic din Basarabia. Aici Ștefan Ciobanu ține cuvântările cele mai avântate, cele mai bine orientate, în care cere ca predarea să fie făcută în limba română, să se folosească alfabetul latin, să se meargă pentru o românizare. Adrian Năstase mi-a atras atenția să nu mai folosesc termenul de românizare, dar ăsta e, n-am alt. Vrea el să folosesc altul, să-l crezi. Și se merge chiar până la acele cinovnicilor, slujbașilor din Basarabia să folosească limba română. Era greu, pentru că oamenii fuseseră educați în spirit rusesc. Foloseau alfabetul rus. Se folosește termen de alfabet chiritic, nu, alfabetul chiritic e cu totul. Da, mă rog, incorporat la opila rușală. În această situație deosebită să mergem mai departe cu conferințele, se organizează conferința pe cooperatorilor, ale clerului din Basarabia, foarte important. Foarte important pentru că în fruntea clerului se găsea Gurie, care era pro-român, pro-român, deși de școală bisericească ortodoxă rusă, dar el simțea românește. Și se pune problema creierii sfatului țării. Trec peste declarația lui Dumbo la Congresul Naționalităților de la Chiev. Și se ajunge la forma, la întrunirea din sala clădirii eparhiale din Chișinău, apoi la
formarea sfatului, care își ține întrunirile în sala de festivități a școlii de băieți numărul 3 din Chișinău, se găsește actualmente pe strada Alexandru Matvei și numărul 118. Erau în final 150 de deputați în sfatul țării. Ceea ce este important și este de reținut, că acest sfat al țării a avut o componență democratică. Reprezentanții armate, reprezentanții cooperatori, reprezentanții ai etniilor din Basarabia. Și în final se hotărăște să se formeze directoratul. Directoratul are rol de organ executiv, de guvern. Inculeț, Ion Inculeț, ex-agentul Kerensky, este numit în fruntea sfatului țării, Erhan în fruntea guvernului, și în afară de deputații în sfatul țării, personalități sunt numite ca miniștri, directori, cum a fost de pildă Ștefan Ciobanu, care a fost numit ministru al Zahărului, a fost Orculea, director al propagandă. 6 decembrie se proclamă Republica Democrată Moldovenească, în acel moment ca membră a Republicii Federative Ruse. Așa suna. E aici bolșevicii nu prea erau de acord. Ei formaseră o unitate militară la Odessa, Runcerod, și vroiau să supună Basarabia mai departe față ei. Nu vroiau independența Basarabiei, mai ales că Ucraina era pe picior de desprindere de Rusia. Se ajunge la 2 ianuarie 1918. Ucraina se desprinde. Lenin face o criză colerică și declară deschis că Rusia împreună cu Ucraina este un imperiu. Fără Ucraina este o simplă țară. Nu poate admite ruperea. În momentul în care se merge mai departe și militarii bolșevizați trimiși de Runcerod în Basarabia, sub numele de Front Oder, care ocupă ca sediu pensionul de fete a Natalia Gheghina, în momentul în care acești reprezentanți ai fost să dedau la acte mărșave, bestiale, tâlcării, hoții, violuri, ucide, formarea unui tribunal excepțional care să-i condamne pe toți foștii miniștri aleși de sfatul țării, în acest moment pleacă o delegație la Iași, în frunte cu Pan Halifa, sunt ajutați de starețul Erhan, trec Prutul, discută cu premierul României, care era încă atunci, Ion Ice Vrădian, se trimit aici trupele lui Ernst Broșteanu, generalul Broșteanu, care pune capăt acestor tâlcării. 13 ianuarie Broșteanu este în Chișinău, mă rog, data este discutabilă, dar la 13 ianuarie Lenin declară rupte relațiile cu România. Confiscarea tezaurului, Șerbaciov
declarat război. Profesor Neocri, vă rugăm aici, ca să-i dăm cuvântul pe aceeași problemă și domnul profesor. Nu vă supărați. Vă mulțumim în mod deosebit. Profesor Universitar, doctor Anatol Petrescu. Mulțumim. Onorată asistență, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitația care mi-a făcut-o și pentru această idee de a comemora 100 de ani de la ceea ce s-a întâmplat în Basarabia. Eu vreau, am un text, dar vreau să-l expun foarte telegrafic, despre ce scris în acest text. Vreau să pornesc de la ideea cunoscută de dumneavoastră, la 1812, Rusia a răpit o parte din Principatul Moldovei, ceea ce s-a numit Basarabia, și în perioada țaristă, populația din această zonă a fost supusă rusificării în fond. Rusia s-a implicat în primul război mondial, chiar din primele zile, și primul război mondial a arătat toate părțile slabe ale Imperiului Țarist. Da, au fost și niște momente pozitive pentru dânșii, în special rupla rusească era liber convertibilă, au avut realizări în ceea ce privește construcția de căi ferate, în ceea ce privește extragerea de cărbune și așa mai departe, dar în fond Rusia Țaristă a fost un stat înapoiat cu un regim despotic. Și adică primul război mondial a scos în evidență marele probleme cu care s-a confruntat țarismul. Primul război mondial este mai puțin studiat în istoriografie din mai multe considerente, pentru că istoricii moderniști termină cu începutul războiului, iar istoricii contemporaniști încep cu sfârșitul războiului. Și așa se întâmplă că perioada primului război mondial este poate mai puțin cercetată. Și în plus, atât de la Lenin pornește, de la bolșevici, dar și partea asta care a fost supusă tot comunizării, considera că primul război mondial este unul imperialist, este unul din împărțirea teritoriilor, este unul sângeros și nu merită studiat. De aceea, atenția a fost mai puțin atrasă acestor fenomen, dar sunt două momente care trebuie să atragem atenția. În primul rând, este vorba de perpetuarea celor atrocități prin care au trecut oamenii, bărbații în primul război mondial și care s-au extins pe urmă regimuri totalitare, cel nazist în Germania și cel sovietic, cel bolșevic în Uniunea Sovietică, mai puțin în Italia. Și al doilea moment foarte important, principiul naționalităților. Aceste imperii care s-au implicat în primul război mondial erau multinaționale. Polonia, de exemplu, era împărțită între trei imperii. Și toți care au participat la război, aceste imperii, de exemplu polonezi, îi stimulau să lupte cât mai activ, pentru că spuneau ei, o să repacem Polonia mare. Și acest principiu al naționalităților, el a fost surprins de către Woodrow Wilson și conferința de pace de la Paris s-a bazat pe cele 14 puncte, între care principiul naționalităților, adică fiecare naționalitate să-și aibă statul național. Iată și soldații basarabieni care luptau pe fronturile primului război mondial nu erau străini de ideea formării unui stat național. Să nu se lasă impresia că ei erau cu totul străini de această idee. Deci ideea revenirii la patria mamă, la România, ea a fost în conștiința acestor oameni. Acum, continui cu evenimentele din 1917, armata rusă, datorită agitației bolșevice, se destrăma, nu mai exista disciplină, subordine, apăruse fel de fel de pâlcuri de soldați anarhizați care își alegeau ei între tine și unul mai buraliv sau mai puternic care era. Soldații erau în unele cazuri împușcați, în alte ofițerii. Erau arestați și această anarhie s-a extins și în Basarabia. Pentru că facem trimitere la ziarele rusești care au apărut atunci, în care ziarele rusești scriau cum intrau acest ostaș des în gospodările oamenilor, furau producția agricolă, violau femei și așa mai departe. Iată, în așa condiții, în condiții de anarhizare generalizată, apare sfatul țării, sfatul țării ca parlament al Republicii Democratice Moldovenești. Și una din principale probleme pentru sfatul țării era luarea sub control a acestei situații. Iată, aici rolul important al armatei române atunci când a intrat în Basarabia,
Pentru că, de fapt, Armata Română nu s-a implicat în deciziile luate de sfatul țării. Armata Română a luat sub control ordinea generală. Spun lucrul ăsta pentru că mereu suntem învinuiți de faptul că Armata Română ar fi dictat ea unirea Basarabiei cu România. Am mai discutat pe această temă și am fost întrebat prin ce se deosebesc oamenii politici de atunci de oamenii politici de astăzi. Răspunsul este următor. Oamenii politici de atunci, mă refer la membrii sfatului țării, au fost oameni foarte curajoși care au trecut prin pușcările țarismului, care au văzut moartea ochilor în primul război mondial. Și vă imaginați dumneavoastră că putea să vină un soldat român și spune, băi, votează așa cum îi spun eu. Deci votul membrilor sfatului țării a fost unul liber exprimat. Au fost și unii care au fost împotriva unirii, deci a fost o democrație perfectă și prin majoritatea de voturi a avut loc această unire. Și eu vreau să fac trimitere la Pantelimon Halipa. Spune așa, citez, actul unirii a fost capătul unui drum lung, greu și bătătorit de cei mai mari patrioți ai Basarabiei. Actul unirii a fost flacăra românismului, portată din generație în generație, începând cu familia lui Alexandru Hașbeu, Constantin Stamate, frații Vasile Mihai și Alexandru Stroiescu. Prin actul unirii s-au realizat idealurile noastre din moș tremoș. Actul unirii a deschis larg ferestrele prin care cu abundență a pătruns lumina și cultura, la care s-a adăpat în mod obligatoriu poporul românesc dintre Prut și Nistru. Unirea provinciei noastre cu Patria Veche România a fost un act de importanță deosebită, fiindcă efectele binefăcătoare ale unirii se manifestă și astăzi. În provincia noastră se vorbește o limbă frumoasă românească ca la București, am încheiat citatul. Așadar, românii din Basarabia erau pe cale de a fi deznaționalizați. Și este foarte important să trec în revistă câteva momente legate de basarabieni, nu doar români, dar și găgăușii care sunt acolo, și rușii, și ucraineni. Deci pentru toți basarabienii ce a însemnat perioada intervenică. Principala problemă care era atunci la ordinea de zi era cea a pământului. Țarismul nu a putut soluționa această problemă, deși mai mult de 80% din populație trăia la sat. Deci problema era foarte acută, iar Partidul Eserilor, de Socialistul Revoluționar, era cel mai numeros partid. Kerensky era reprezentant acestui partid și Impuleț și Iercan, care au fost trimiși de către guvernul provizoriu aici să adâncească Revoluția, cum spuneam ei, Revoluția cea din februarie. Ei erau eseri. Deci problema pământului. Și vreau să vă spun că această problemă a fost soluționată în cadrul României. La 28 noiembrie 1918, sfatul țării a adoptat legea agrară, promulgată la 22 decembrie 1918 și aplicată începând cu 11 martie 1920. Până în 1924, instituția de stat Casa Noastră a aplicat legea agrară, expropriind și împroprietărind terenurile agricole. A fost expropriat pământul moșierilor care depășau 100 de hectare, terenurile ce aparțineau statului rus, trebuie de înțeles, statului rus, mănăstirilor aflate în străinătate, cetățenilor străini, zemstelor, etc. Mănăstirile au rămas cu 50 de hectare de pământ. Deci, țăranii au primit norma legală 5-8 hectare de pământ, împroprietărirea s-a făcut pe bază de răscumpărare, prețul pământului fiind stabilit pe baza prețului mediu de arendă. Altfel spus, țăranii au devenit proprietarii terenurilor agricole, au beneficiat de credite cu o dobândă mică și de lungă durată, de semințe selecționate de bună calitate, și conform statisticii oficiale, la 1 ianuarie 1931, în Basarabia au fost împroprieți proprietăriți 335.621 de țărani, având actele în regulă. Pământul a devenit o marfă, ceea ce înseamnă deschiderea de noi perspective de dezvoltare economică. Sigur, când vorbim de agricultura din Basarabia, trebuie să vedem în perspectivă. Apăruse în Basarabia oameni destul de înstăriți, care prin muncă proprie, prin capacități, au transformat gospodării lor în model. Și foarte mulți primari din Basarabia aveau niște gospodării model. Noi am putea acum să spunem așa cu o anumită rezervă că erau fermieri. Și asta e foarte important ce vă spun, pentru că întotdeauna istoriografia cu care ne confruntăm, de atunci, dar și de astăzi, spune că a fost un regim de ocupație, deci regimul românesc.
că țăranii erau foarte pauperizați, așa mai departe. Întrebarea este, dar de unde a apărut categoria de oameni care au fost deportate în 1941? Noi spunem primul val de deportare. Înseamnă că în perioada interbelică s-a constituit o pătură de oameni înstăriți, pe care bolșevicii i-au considerat chiavuri, adică exploatatoarea a omului de către om, muncii omului de către om, și i-au deportat în iunie 1941. Al doilea moment, foarte tot important, trebuie să spun despre infrastructură. Și Uniunea Sovietică s-a modernizat. Modernizarea stalinistă, am să mă opresc puțin mai jos, dar vreau să spun că modernizarea României, ea s-a extins asupra Basarabiei. Noi am avut în Basarabia construite șosele moderne, poduri, am avut construite în perioada aceasta trei aeroporturi. Numai o secundă vreau să vă spun. Deci, la Chișinău s-a construit aeroportul în 1921, Cetatea Albă și Izmailu în 1935, și probabil că știți, ecartamentul căilor ferate rusești e puțin mai larg decât din Europa. În timp de 3 ani de zile, din 1918 până în 1921, 3 ani de zile, ecartamentul a fost îngustat și căile ferate din Basarabia erau identice cu cele din România și Europa. Am trecut nu știu câți ani de la independență, nici până în ziua de astăzi, autoritățile de la Chișinău nu au fost capabile să îngusteze căile ferate, deși o să spune despre integrarea noastră în Uniunea Europeană, așa mai departe. Vreau să spun un lucru foarte pozitiv despre rolul medicilor în Basarabia. După primul război mondial, vreau să vă spun că existau fel de fel de boli. Primul rând e vorba de tifosul exantematic. Deci efortul autorităților românești, eu cred că și aici, dar și în Basarabia, a fost foarte mare. Pentru că medicii au luptat pentru împotriva acestor boli, pentru curățenie și așa mai departe. Am avut spitale foarte bune, am avut farmacii multe și bune și probabil că știți, România a beneficiat de un procent din reparațiile de război pe care le plătea Germania. În acest procent au intrat și aparate rentgen. Și aceste aparate rentgen erau la Chișinău, erau la spitalele de tuberculoză și în alte localități. Adică și Basarabia s-a încadrat perfect în ceea ce privește ocrotirea sănătății. În domeniul învățământului, aici sigur că au fost niște realizări remarcabile. Academicianul Ștefan Ciobanu a vorbit despre revoluție culturală. La noi populația era pe cale de rusificare. Iată că, datorită eforturilor depuse de statul român, acele legendare patru clase, care le mai țin minte bătrânii noștri, au făcut o revoluție aici. Noi în Basarabia am avut, da, dar de unde am pornit vreau să spun, în recensământul de la 1897, 10% din bărbați erau știutori de carte și 1,75% femei știutoare de carte. Deci asta în 1897. Datorită eforturilor depuse de statul român, basarabienii au învățat carte și avem aici rezultatul pentru 1939. În Basarabia existau 2718 școli cu 7581 de învățători și 346747 de copii. Acești învățători care au venit din regat au făcut un adevărat apostolat. Mergeau din casă în casă și rugau țăranii să-și dea copiii la școală. Deci am avut licee foarte bune și absolvenții liceilor făceau față oricăror facultăți, nu doar din România, dar și din Berlin și din Roma și în Europa. Am avut și facultăți și un șir întreg de alte momente legate de aspectul cultural. În Basarabia interbelică a funcționat Teatrul Național din Chișinău, Biblioteca Universitară Centrală, Muzeul Național de Istorie. Aici au fost tipărite cărți, reviste, viața Basarabiei cunoscută și este un bun izvor pentru noi istorici astăzi. Citim ce-i scris acolo. Revista rămâne și în prezent o sursă de documentare foarte, foarte bună. Și sigur că au fost și carențe. Sigur că cea mai mare critică care ni se aduce asupra administrației, că nu au fost toți administratorii buni, că unii dintre ei au fost trimiși ca pedeapsă în Basarabia. Băi, fii atent, primit în Basarabia, poate era vorba de Siberia, știți? Au fost, noi nu necăm lucrul ăsta.
Dar vreau să vă spun dumneavoastră că sunteți Asociația Istoricilor. Societatea. Societatea Istoricilor. Noi până în prezent nu avem un studiu. Pe dumneavoastră m-ați întrebat, domnule, adu niște cazuri concrete despre care administratorii este vorba. Ce, așa e mare secret, nu putem să restabilim administratorii primiși din România, ambasada, putem, nu s-au făcut. Deci au fost niște cazuri reprobabile, nu ne dăm lucrul ăsta, dar nu trebuie generalizat lucrul ăsta. Nu trebuie generalizat, pentru că față de administrația de astăzi, dumneavoastră sunteți mulțumiți, noi dacă și eu față de alastru nu suntem mulțumiți. Acum, dacă facem un pas înapoi... Avem administrată printre noi. Nu se referă la lucrurile. Nu doar în Basarab erau astfel de administratori corupți și nu știu ce, și în alte părți, sau în Europa, credeți că în Europa toate lucrurile erau foarte bune. Bun, acum numai câteva secunde să-mi dați voie să vă spun, dar ce era dincolo de Nistru? Pentru că aceste critici care ni s-a duc nou, că regimul burghezo-moșierist instaurat în Basarabia, așa se spune, dar dincolo de Nistru, bolșevicii despre care vorbim domnul academician, au provocat în Rusia un război, într-o 1921, război care a dus la moartea a între 7, că nu sunt niște cifre exacte, între 7 și 9 milioane de oameni. Fiorul nu s-a terminat bine războiul, că era mașina asta, mașinăria asta represivă, care rămăsese ca și cum fără lucru, și în 1923 este instituit primul lagăr. Ei s-o numeau, în limba rusă, s-o numeau de reeducare prin muncă, dar de fapt a fost un lagăr de exterminare, la Soloveț. Deci în Marea Albă, de arhipelagul din insulei Soloveț, iată că apare primul lagăr și în acel lagăr au fost trimiși oameni care erau doar bănuiți a fi dușmani a puterii sovietice. Nu aveau nimic în spate, doar criminal. Recunoșteau puterea sovietică. Dar era suficient să vorbești de Franța, de bine, de exemplu, erai turnat la securitate și erai trimis la Soloveț. Și foarte mulți români au murit la Soloveț până în 1939, români care au trecut ilegal Nistru, crezând că ajung acolo rai pe pământ, rușii i-au ținut puțin și i-au bănuit de spionaj în folosul României și nu s-au spus. Da. Pe urmă, și alte am spus aici, această modernizare stalinistă care a dus la colectivizare. Soldatul cu ceea ce știți dumneavoastră, cred că foarte bine, Holodomor, spun ucrainienii. Iar între 7 și 9 milioane de oameni au murit, conștient, statul sovietic fiind conștient că ei mor. Și avem documente în acest sens. Eu urmă mare teroare din 37-38. Deci, avem aici multe discurs ce s-a întâmplat dincolo. Pentru românii din Basarabia, sigur că o situație cu totul și totul deosebită. Au fost careți în România interbele, că noi nu negăm lucrurile astea. Dar dacă comparăm cu alții, ne dăm seama care era situația aici. Așa în încheiere. În perioada interbele, că basarabenii au beneficiat de un regim democratic cu cunoscutele carențe. Bazat pe Constituție, legi, au folosit avantajele reformei agrare și libertățile cetățenești. Procesul de modernizare a economiei, infrastructurii, vieții sociale a fost pe alocuri rapid, în alte cazuri lent și chiar cu crize. Totuși a fost un progres incontestabil care spre nefericirea basarabenilor, a românilor în ansamblu, a fost întrerupt de invazia sovietică înfăptuită la 28 iunie 1940. În fața colosului de la răsărit, România a fost nevoită să cedeze Basarabia, nordul Bucovinei, ținut în Herța. O parte a populației s-a refugiat în România, marea majoritate însă a avut de îndurat politicile de inginerie socială promovate de Uniunea Sovietică. Mulțumesc! Mai ales cei care sunt profesori în specialitate și care despre perioada interbelică și despre relațiile acestea cu noul teritoriu, noua provincie integrată, României, nu se vorbește deloc. Ce să mai spunem noi? Nici măcar nu se amintește. Și atunci este cât se poate de bine merită această comunicare. Încercăm să restrângem timpul cu scuzele de doare pentru sapit, ca în final dumneavoastră, ca la Eurovision, da? Ați ascultat o serie și veți mă asculta în continuare de comunicări și unele nelămuriri, unele întrebări, o să vă creăm timpul special ca dumneavoastră să intervenim.
mergem pe cealaltă parte, și anume pe dreapta, dar suntem tot în Moldova, domnul doctor Ion Negrei. Stimați colegi, onorată asistență, stimați primar, primul lucru care vreau să vă zic luând cuvântul în fața dumneavoastră este ca să mulțumesc organizatorilor pentru invitație și pentru primirea caldă care mi-ați făcut-o aici. Și ne simțim, nu s-a terminat. Nu s-a terminat și ne simțim bine. Am venit împreună cu domnul profesor Petrenco pentru a fi alături de dumneavoastră în această zi, în aceste momente, când se sărbătoresc, domnul Petrenco a spus că se comemorează, sărbătorim, vedeți, lucrurile sunt, într-adevăr, contradictorii și de ce punct de vedere. Are perfect dreptate, domnul Petrenco, comemorăm România Mare care nu avem. Și sărbătorim România Mare care am avut-o la 1918. Eu mă plasez pe evenimentul din 1918 ca să fie mai luminos, mai plăcut. Este mai neplăcut realitatea de astăzi. Neîndoielnic, încă din epocă, evenimentul care s-a întâmplat la 1918, unirea, dar unirea aceasta este compusă din câteva uniri, prima fiind acea din Basarabia, din 27 martie 1918, este evenimentul principal din istoria românilor din întreaga istoria românilor. Deoarece, o justificăm prin aceea că la 1918 românii s-au unit într-un singur stat, într-un singur organism politic statal, și au beneficiat de o dezvoltare normală, firească, frățească și în hotare de politice, având aceeași conducere, aceeași hotare, aceeași năzuințe. Și, ceea ce a spus și domnul profesor, a beneficiat și a avut niște rezultate. Rezultatele din perioada interbelică, noi astăzi le luăm ca un model al dezvoltării unitare a românilor și acest lucru ne face așa. Este o pagină de mândrie pentru noi, pentru acei care au înfăptuit-o. Într-un titlu de carte pe care l-am editat încă vreo 30 de ani urmă, am pus anul 1918 și este ora strava neamului românesc. Și în felul acesta ne-am plasat în istorie alături de celelalte popoare. N-am făcut o excepție noi români, dar am fost la egal cu celelalte popoare europene. Evenimentul acesta atât de important din istoria noastră a fost văzut din diferite puncte de vedere și astăzi îl vedeam. Iată cum discutăm noi stânga-dreapta aici și în primul rând, chiar în epocă au apărut așa opinii. Cine a făcut unirea? Cui aparține meritul acesta important? Fiecare căuta ca să se pună în evidență. Că l-au făcut, au diferite puncte de vedere, sunt în istoriografie. L-au făcut țăranii, că era majoritatea poporului român la acel moment. L-au făcut intelectuale, că erau elitele. L-a făcut armata română un punct de vedere din istoriografie, deoarece a fost o forță hotărătoare. L-a făcut regele, era șeful statului, era. L-a făcut alte plături sociale, apar așa, în istoriografie. În fond, eu cred și punctul de vedere ar fi acela că l-a făcut poporul român, care și-a manifestat forța sa creatoare, forța sa aceasta de unitate într-un moment favorabil interesului național. După a făcut o unire, așa se zice, sângele românesc, limba, cultura, care întreaga noastră istorie. După acesta, dacă vorbim la modul general și sunteți de acord că însăși poporul român, sângele românesc a făcut această unire, apar personalitățile. Cine a făcut? Și în felul acesta apărea și în evidență se puneau și personalități.
Prima a fost că regele a făcut. Al doilea, că a făcut-o în Ardeal Goldiș, Mariu, în Bucovina Flondor, în Basarabia iarăși apăreau diferite personalități, Sterie fiind prima pusă în listă, deși cu o prezență mai puțin activă în viața politică basarabiană, deoarece Sterie se afla în regat încă de la 1892, 95-96, după când se întoarce din exilul rusesc. Dar trebuie să facem așa dreptate fiecărei personalități, deoarece poporul român are personalități și personalitățile acestea s-au manifestat. Subiectul meu este ca să văd care a fost contribuția lui Sterie la acel moment. La momentul visului Sterie, fiind chiar aici în România, în Regat, era ca să izbăvească Basarabia de jugul rusesc, de jugul țarist, mai bine zis, dacă să fie așa mai neutru, e țarist. Deoarece Sterie foarte bine înțelegea ce reprezintă Rusia și ce reprezintă Rusia pentru Basarabia, pentru românii din Basarabia. Era o cea mai nedreptățită felie a poporului român din care era în spațiu dintre Prusia și Bistru, deoarece regimul absolutist țarist era unul retrograd și nu se mai încadra nici într-un fel de drepturi, de libertăți și așa mai departe. Absolutismul era, Rusia era în primul rând la pământ din punct de vedere al drepturilor și libertăților, iar românii din Basarabia cu atât mai mult. Sterie a fost acela care la intrarea României în primul război mondial milita ca România să intre din partea puterilor centrale. În felul acesta, ca să obțină libertatea pentru eliberarea Basarabiei. Spunea că românii din Ardeal au rezistat 1000 de ani, mai rezistă, dar nedreptățile care s-au făcut timp de 100 de ani românilor din Basarabia nu mai pot fi tolerate. Și spunea că neamul este pierdut. Și într-adevăr era pierdut. Și a spus domnul profesor, doar 10% din populația românească era știutoare de carte, 90% de analfabeți. Aceasta era consecința când lumea progresa, când în regat, chiar aici în regat, nivelul de alfabetism era, cred că, 50-50, în 1915-16, acolo 10% din, printre femei, doar 2%. Aceasta dacă. În rest, în celelalte, viață națională românească nu exista în Basarabia. Și Sterie era purtătorul numărul 1 de interes a populației din Basarabia. România a ales, a avut opțiunea de partea Antantei, în primul război mondial. Și Sterie rămâne cu, așa, cu sentimentul lezat, să zicem, deoarece opinia sa, punctul său de vedere, nu a fost luat în calcul. Dar, devin, lucrurile se precipită, are loc Revoluția Rusă, Revoluția din februarie, democrate, care creează un cadru foarte favorabil de manifestare națională și românii din Basarabia au prins acest moment și s-au folosit. Sterie, de aici, din Regat, dar rămas la București, monitoriza situația din Basarabia și tot timpul în paginile ziarului Lumina reflecta ce se întâmplă în Basarabia și saluta, încuraja și, ba mai mult, și pe autorități și casa regală îi atragea atenție asupra a ceea ce se întâmplă în Basarabia. Cel mai favorabil, n-a fost implicat, nemijlocit, în evenimente de Sterie din Basarabia, până în ziua de 23 martie 1918. În ziua de 23 martie 1918, Sterie este chemat la Iași, de la București, de către prim-ministru
Marie Roman, participă la ședința guvernului, la care mai venise de la Chișinău Inguleț Ciugureanu și Inguleț Ciugureanu și al treilea Halepa. Trei basarabieni, trei basarabieni și într-o ședință comună discută situația din Basarabia și opțiunea basarabienilor de unire. La recomandarea primului ministru Marghiloman, Steri este trimis la Chișinău ca să pregătească unire cu liderii de la Chișinău. Pan Halepa era vicepreședinte al Sfatului Țării, Daniel Ciugureanu, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești și Ion Iculeț, președintele Sfatului Țării, primele persoane din vine la Chișinău și se antrenează într-o activitate de explicare a momentului actual. Basarabenii au prins la putere când în cercul lor a apărut Steri. Toți știau de Steri, știau, dar unii pentru prima oară l-au văzut, deoarece mult timp se afla aici, l-au văzut. Steri vine cu o logică de fer, cu argumente, specialist în drept constituțional, cunoștea cum trebuie de organizat, de exploatat momentul acesta a căderii puterii și a construirii unor noi organisme. Și în felul acesta are nenumărate, în 23 vineri, 4 zile până în ziua de 27, după mărturiile sale, a avut 38 de întâlniri cu țărani, cu intelectuali, cu minoritari, cu proprietari, cu deputați din blocul moldovenesc, cu deputați din fracțiunea țărănească, din toate categoriile sociale, principalul mesaj al său fiind explicarea momentului, oportunitatea, necesitatea și dreptatea pe care ne oferă ca să o facem la acel moment. În ziua de 26 martie, la Chișinău sosește și delegația Guvernului Român în frunte cu prim-ministrul Marghiloman. La 27 are loc ședința Sfatului Țării. Ședința solemnă în care, pe ordinea de zi, era o singură problemă. Problema Unirii Basarabiei cu România. În această ședință, la propunerea blocului moldovenesc, blocului majoritar, care era de orientare pro-unionistă, pro-românească, Steri este ales deputat în Sfatul Țării. El intră în Sfatul Țării chiar într-o nouă calitate, în calitate de deputat. Avea un statut deosebit, deoarece ceilalți deputați fusese aleși după o altă modalitate, după o altă schemă. Reprezentau diferite categorii sociale, partide politice, asociații culturale, minoritare și așa mai departe. Steri este aleși de însăși deputații Sfatului Țării. Era unii. Vine ca un reprezentant al diasporei, cum am spune astăzi, deoarece vine ca delegatul basarabienilor din regat. Și venind cu autoritatea aceasta, el a putut ca să se impună în fața tuturor deputaților. După alegerea lui unanimă de către deputați, îl recunoșteau și îl respectau chiar și oponenții politici, minoritari, a avut un discurs în Sfatul Țării. Iată discursul acesta pe care îl ține în Sfatul Țării Steri, a fost momentul culminant al predispozițiilor politice din ajunul votării Actului Unirii. Momentele pe care le sublinează în luarea de cuvânt erau diferite. S-a adresat diferitelor categorii sociale, s-a adresat minoritarilor, mai ales în rusește. Le-a spus că în situația de față el îi ruga pe minoritari ca să fie în stare să accepte noile realități politice și să sprijine acțiunea populației băștinași. Spune că noi, voi care ați venit prin forța baionetelor,
noi vă primim de voie bună ca cetățeni și nu aveți voie ca să ne împiedicați în realizarea drepturilor noastre. Îndeoseb s-a adresat aceasta către minoritari, mesajul acesta. Dar momentul actual îl caracteriza în felul următor, că noi suntem la acel moment când trebuie să avem bastiile. Atât le explica că noi de astăzi intrăm într-o nouă etapă, într-o nouă epocă. Ne despărțim de medievalitate, de absolutism, de autocrație și trecem într-o calitate nouă. Trecem într-o calitate cu drepturi cetățenești și în epocă modernă. În deoseb s-a adresat și deputaților moldoveni, mai ales de rândul țăranilor, deoarece în sfatul țării, în afară de blocul moldovenesc majoritar, exista și fracțiunea țăranească, alcătuită în majoritate din țărani basarabieni, inclusiv moldoveni, dar aflat sub o tutelă politică rusească. Era problema aceasta de divergență, sau nu chiar divergență, dar opinii diferite asupra momentului actual între intelectuali și țărani. Țăranii care aveau o pregătire mare sumară, credeau că Revoluția Rusă poate le oferă mai mari șanse în privința asigurării pe pământ decât ceea ce se poate întâmpla mâine în cadrul regatului. În mod deosebit se adresează către țăranii moldoveni și le spune: gândiți-vă că nu este vorba numai de dumneavoastră, ci și de copiii voștri. De ce vă vor urma? Vă vor ierta ei oare când vor ști că părinții lor au dat piciorul în dreptul și în fericirea copiilor, nepoților și strănepoților? Nici o bănuială să nu vă clatine sufletul în vremuri de tulburi și de zbucium și suferințe care s-au bătut ca o neagră și oroasă nenorocire peste neamul nostru. S-au făcut greșeli, din păcate, multe, dar cea mai mare fără de lege ar fi aceea când munca noastră ar rămâne astăzi zadarnic, căci multe șiruri de vieți ar trebui să mai stingă ca să fie iarăși o clipă ca aceasta. Iată, le-a dat din înțeles că trăim un moment unic în istorie și trebuie să folosim această șansă. Momentul politic, vă zic, îl caracteriza că sfatul țării este chemat astăzi ca tot binele ce se va revărsa asupra neamului românesc prin unirea Basarabiei cu țara mamă și tot norocul ce a urmat pentru ei, pentru basarabieni, nu ar înțelege clipa dacă noi vom da greș în acest moment. Are loc această luare de cuvânt a lui Stere. În ședința sfatului țării sunt prezentate două rezoluții de unire. Se cunosc, dumneavoastră cunoașteți și se vorbește mai des doar de una, despre rezoluția blocului moldovenesc, dar de fapt în ședința a fost introdusă iarăși democrația, a fost respectată. Blocul moldovenesc vine cu rezoluția sa care prevedea unirea Basarabiei, Republicii Democratice Moldovenești, pentru totdeauna cu țara mamă România. Aceasta era formula și era în baza dreptului istoric, a dreptului de neam și a dreptului la autodeterminare. A doua rezoluție pe care o propune blocul țărănesc, fracțiunea țărănească, tot prevedea unirea, deoarece era evident că unirea trebuia să se întâmple, era momentul de autodeterminare a românilor basarabieni majoritari și nu doar, era momentul de autodeterminare a tuturor popoarelor europene în contextul acesta. Fracțiunea țărănească vine cu o nouă rezoluție care recunoștea dreptul la unire, dar vedea această unire prin unirea, citez din procesul verbal, unirea popoarelor înfrățite moldovenesc și românesc într-o alianță federativă strânsă. Punctele erau diferite, aceea se vedea
încadrarea Basarabiei în cadrul statului român, pe blocul moldovenesc, pe veci. Acestea făceau abstracții de existența statului român, că puneau în evidență poporul moldovenesc și poporul român uniți într-o federație. Era și modelul acesta de unire care se discuta și fracțiunea țărănească a propus acesta, l-a propus pe acesta. După acea, minoritățile care erau tot în sfatul țării nu au propus proiecte de soluții. Ei au participat la dezbaterea acestor două. Dar imediat s-a văzut că rezoluția propusă de fracțiunea țărănească nu întrunește sprijin, nu are sprijin, și fracțiunea țărănească s-a retras pentru a se consulta în privința atitudinii față de rezoluția blocului moldovenesc, de unire de veci cu România. Are loc această consultare și după reluarea ședinței, deputatul din fracțiunea țărănească, țăran din Basarabia, Teodor Vârcă, a dat citire unei declarații prin care spunea că noi, mai jos semnații, citez, am aici textul, noi, mai jos iscăriții, deputații moldoveni, ne-am hotărât astăzi, în această zi măreață și sfântă, pentru națiunea noastră, să ne unim cu toți moldovenii din sfatul țării prin înfăptuirea unirii noastre cu frații de sânge din România. O declarație făcută de partea unui segment de deputații moldoveni din fracțiunea țărănească. Aceștia, fracțiunea întrunea în total 30 de deputați. Deputații moldoveni semnează această declarație 14. În felul acesta s-a desfăcut fracțiunea țărănească. În fracțiunea țărănească rămân țărani basarabeni de alte origini, ucraineni, ruși, bulgari și greci, dar găgăuzi, care aveau orientare rusească, rămân în continuare, nu participă la vot și când se pune după această declarație, vorbesc și minoritarii în dezbatere. Minoritarii spun că nu au mandatul de a participa la votarea unui asemenea document, cum este declarația de unire. Se dezbat lucrurile, se pune la vot și în cele din urmă se votează rezoluția propusă de către blocul moldovenesc, care întrunește sprijinul a 86 de deputați din sfatul țării, din cei 125 prezenți la ședință. 86 susțin această declarație. Doar trei deputați din sfatul țării, acesta a fost doi ucraineni, Mihail Tarinchi, Arcadi Osmolovski și deputatul bulgar Stepan Balanes, au votat împotrivă. Democrație. 3, 86 pentru. Din cele 86 de voturi care au votat pentru, am avut și 3 voturi din partea minorităților. Acesta a fost polonezul Felix Dubkiewicz. Polonezii, clar lucru, trăiau aceleași momente de unificare națională. Și a mai avut sprijinul a ucraineanului Basarabian, Ștefan Botnariuc și a unui rus, Nicolae Cernov, țăran era. Acestea au susținut în felul acesta declarația de unire cu România. 36 de deputați s-au abținut de la vot. Acestea erau în majoritate acei care inițial se pronunțau împotrivă, dar au preferat a se abține, delegând întreaga răspundere pe fracțiunea, pe blocul moldovenesc, în perspectiva aceasta. A fost, eu cred, totul un gest foarte frumos din partea minoritarilor, în cazul în care nu avem majoritate în sprijin, un vot, o abținere a fost ca și un vot de susținere, așa, dar indirect, dar pentru consecințele bine asumați, așa am înțelege lucrurile. S-a votat și iată mai târziu și Constantin Stere arată că momentul culminant a ședinței sfatului țării a fost ruperea acestei fracțiuni țărănești,
și trecerea țăranilor moldoveni de partea blocului moldovenesc prin susținerea declarației lor. Meritul, cred că îi aparține lui Constantin Steric, a avut putere de convingere și țăranii au avut așa înțelepciunea să privească lucrurile real, țărani. Și acum concluzia este, au participat și țărani, și intelectuali, și majoritari, și minoritari, și am avut un vot democratic prin, această, prin susținerea această, acestei revoluții. Eu cred că Stere, în această zi, în acele momente, dar așa și este, procesul verbal al ședinței descrie că au fost purtați de brațele deputaților Constantin Stere, Ion Perivan și Ion Inculeț, care erau principalii lideri ai momentului. Ei au făcut momentul atât de festiv, atât de frumos, atât de istoric și, ba mai mult, dacă vorbim de contribuția lui Constantin Stere, este că a participat chiar și la redactarea acestui declarație de unire, care este o declarație foarte concisă, foarte bine scrisă și necontestată de nimeni, ba mai mult a fost sprijinită de conferința de pace de la Paris și a avut tot sprijin. Constantin Stere, care cunoștință încă după votarea Actului Unirii, Ion Inculeț și Daniel Cigureanu vin ca membri din Guvernul Român de la Iași, iar Constantin Stere, la 2 aprilie 1918, a fost ales președinte al Sfatului Țării. Și după aceasta, până în ziua de 25 noiembrie, a fost președinte al Sfatului Țării, după votarea Unirii, în situația în care Basarabia avea un regim de autonomie în cadrul statului român. Aceasta a fost ceea ce am vrut să vă spun dumneavoastră și să scot în evidență mere contribuția lui Constantin Stere. Dar aș putea cu același argument să vin și să vorbesc despre argumentul despre meritul lui Ion Inculeț, Ion Perivan, Panca Limpa, oameni care au avut înțelegerea aceasta a momentului, pregătirea și hotărârea de acțiune. Aceasta a contat foarte mult și au acționat în consecință, creând România mare, începând cu Chișinău 27 martie 1918. Stimați prieteni, introducem în dezbaterea noastră un alt element și anume problema serviciilor secrete. Nu? De atunci vă puteam și astăzi. Îl invităm pe domnul Alin Stânu pentru anul 1918 și apoi de ceilalți colegi legat de... Mă simt foarte bine și dau Brulatul ca exemplu, iată ce colaborare foarte bună între Societatea de Științe Istorice și autoritățile locale. Dacă ar fi și în alte orașe o asemenea simbioză, ne-ar fi mai bine tuturor din punct de vedere cultural. Sunt, și o spun pe față, un admirator și al domnului Bergati și al domnilor Petrecu și Negrei, care ne-am intersectat pașii de-a lungul timpului cu domnul Vergati mai des în București și cred că dânsii trei ar fi putut să țină singur această zi din punct de vedere al comunicărilor și al explicațiilor. Am să dau un răspuns, să fac o afirmație foarte scurtă. Eu nu sunt chiar așa un fan al lui Constantin Stere, tocmai pentru că am studiat documentele Serviciilor de Informații. El a avut, într-adevăr, meritele lui incontestabile, dar să nu uităm că în timpul ocupației în ziarul lui a făcut o propagandă defetistă și pacifistă împotriva armatei române. A avut merite incontestabile în numirea Basarabiei la 27 martie 1918. Ulterior a fost acuzat sau nu, dar la 10 ani după Marea Unire, când Partidul Național Țărănesc, din care și el făcea parte, a fost era la putere și omagea Unirea Basarabiei și l-a chemat pe Constantin Stere pentru a-l omagea, trei generali care erau inspector general de armată s-au ridicat ostentativ și au plecat și au dat demisia, considerând că ei au luptat pe front împotriva unui inamic, iar Constantin Stere se afla atunci în rândurile inamicilor. E o chestiune discutabilă cu plusurile și minusurile fiecărui om. Sigur, nu suntem judecători, dar să le punem în aceeași, într-o logică cronologică, de altfel istorică. În ceea ce privește
Serviciile de informații românești, am să încep cu un mic paradox. Pe timp de pace s-au realizat mai multe lucruri decât pe timp de război. Dar nu din cauza că erau pagini, pentru că așa a fost sistemul sau pentru că niște oameni inteligenți au gândit în anumite momente, să spunem așa, anticipativ, ne face să folosim acest termen, au făcut prognoze. La începutul anului 1917, Marele Cartier General emite instrucțiuni asupra organizării și funcționării Serviciului de Informații. Doar vi-l arăt ca să vedeți că avea 9 pagini. Deci, în 1917, în 20 februarie, este și data de naștere a Serviciului Secret Român. Multă lume sau mulți autori au considerat că Mihail Morozov, care a fost cel mai longeviv șef al Serviciului Secret în 1924-1940, a înființat acest serviciu. Nu, el este prevăzut în aceste instrucțiuni din 1917. Ele sunt după model francez, să le spunem așa, adaptate, sau ca să folosesc un termen la mod, updatate la spațiul românesc. Așa cum știți, la sfârșitul anului 1917, pe fondul preluării puterii Rusiei de către Lenin, s-a, pe acel propagandă aceea 3P, pace, pâine și pământ, s-a dispus armistițiu pe tot frontul cu trupele puterilor centrale și retragerea trupelor ruse din spațiile de seama, inclusiv din România. Obligatoriu, România rămână singură, a fost și ea obligată să încheie pace, dacă nu știu, pe 22 noiembrie. Au fost armistiții, apoi la Focșani, în ianuarie 1918 la Brăila, ele s-au continuat, au început negocierile de pace. În ianuarie 1918 se emit alte instrucțiuni cu privire la îndatoririle diferitelor eșaloane ale Serviciului de Informații, urmare la instrucțiunile din 20 februarie 1917, aprobate de generalul de corp de armată adjutant Prezan, șeful stat majorului general însărcinat cu comanda armatei române. Asta era titulatura oficială. În aceste instrucțiuni, eu am să vi le cer, ele sunt mai mult metodologice, ele reprezintă dezvoltarea celor din 1917, servicii de informații, la artilerie, la aviație, în câmp, în linia 1, în linia 2, dar au o chestiune extrem de interesantă și aș spune, astăzi o primim așa cu umor, la final, și îmi permit să citesc, în ceea ce privește rolul ofițerilor și al întregului personal al biroului 2 informații de la diferite eșaloane, ei trebuie să aibă în vedere că informațiile trebuie căutate, iar nu așteptate ca să fie ele singure de-a gata. Ei trebuie, deci, să umble continuu pentru a stimula anumite organe să verifice informațiile furnizate de alții, amintindu-și că, dacă iuțeala transmisiunii unei informații este necesară, aici scrie, veracitatea și precisiunea acestei informații este și mai indispensabilă în cursul unei bătălii. Ei au, deci, răspunderea informațiilor ce transmită eșaloanelor superioare, ceea ce necesită din partea lor un control serios. În afară de aceasta, ei nu trebuie să uite că informațiile culese, oricât de mică importanță ar prezenta, nu vor căpăta valoare, adevărata lor valoare, decât când vor fi coordonate cu alte informații. Am încheiat citatul. Iată, deci, că în 1918 se punea o problemă interesantă din acest punct de vedere, scris într-un limbaj, iată, nu era un limbaj atât de anos, atât de rece, atât de abrupt. Pe baza celor două instrucțiuni, se trece la o etapă următoare. Doar că etapa următoare are un alt context. România semnează pacea de la Buftea București, prin care armata este demobilizată. Marele Cartier General este demobilizat, automat și biroul informații trebuia demobilizat. S-a vorbit aici de generalul Ernest Broșteanu și divizia 11, care trebuia și ea demobilizată și a fost retrasă din acest motiv din Basarabia. De aceea au fost niște divizii care au fost retrase din motiv relativ scurt, pentru că armata, în urma plăcii cu puterile centrale semnate la Buftea București, a trebuit să renunțe la foarte multe divizii, la foarte multe mari unități. Pe acest fond, cei de la biroul informații din Marele Cartier General fac propune. Sigur, ei că sunt la Marele Cartier General, dar știau că vor fi pe picior pe pace și vor pierde această resursă umană, acești ofițeri de informații, care de-abia de un an de zile îi profesionalizaseră.
Și sunt câteva propuneri, am doar să spicuiesc. 1. Să existe în timp de pace pe lângă Marele Stat Major un birou al informațiilor cu personal selecționat și suficient având următoarele atribuții. Bun. Și sunt multe atribuții, am să citesc doar câteva pentru că este foarte important, apropo și de Constantin Stele, iată, noi nu am avut o resursă de contrapropagandă cum aveau marile puteri, manifeste, ziare, megafoane și așa mai departe. Acum se propunea în 1918, printre altele, ce trebuia să facă acest serviciu de informații pe timp de pace? Să dirigeze activitatea unui serviciu de propagandă format dintr-un personal select care și pe timp de pace să studieze starea economică, socială, morală a statelor vecine, iar în timp de război, împărțindu-se acest personal la marele cartier general și la comandamente de armată, să acționeze prin toate mijloacele ce se vor pune la dispoziție, avioane, baloane, volante, aruncătoare, tribune și asupra moralului trupelor inamice, trimițându-le ziare și manifeste. Iată o mărturie care arată că nu am fost întotdeauna la nivelul așteptărilor. În a doua fază a războiului, ordinul Marului Cartier General de a riposta inamicului prin aruncarea de manifeste și ziare nu a putut fi executat, decât într-o mică măsură. Lipsind pe de-o parte personalul competent pentru redactare, iar pe de altă parte lipsind mijloacele de a face să parvie aceste publicații la inamic. Iată un exemplu. Sigur, și aici este finalul acestui punct, soldatul reclamă să fie mereu hrănit sufletește pe front, unde convorbirile cu ofițerii sunt mai rare din cauza serviciului și apoi chiar aceste convorbiri sunt insuficiente, fiindcă le lipsește o presă sănătoasă care să-i procure ofițerului materialul necesar convorbirilor privitor la chestiunile ce sunt la ordinea zilei. Bubuitul tunului, oboseala, luptele, etc. fac sufletul naiv al soldatului foarte susceptibil pentru acceptarea tuturor zvonurilor tendențioase demoralizatoare. Și acum fac o paranteză, m-am ocupat puțin de propaganda dinamică în rândurile militarilor români. Tipuri de manifeste și de ziare. S-a ajuns la un alt nivel. Și nu o să vă vină să credeți, că nu mi-a venit nici mie să cred, care era modul prin care erau atrași soldații români. Tutunul. Tutunul, în prima linie nu exista tutun, se aruncau pachetele cu tutun între linii, soldatul se ducea, lua și cădea prizonier. Pe lângă celelalte, s-a solicitat de către biroul informații la Marele Cartier General să se asigure în prima linie soldatului tutun, mahoarcă, ceva, să fumeze, pentru că el nu poate sta orele singur în tranșee, noapte, lupte și așa mai departe, avea nevoie. Deci iată un exemplu pe care adversarii l-au speculat cu multă dibăcie. Propunerile acestea iau o formă concretă atunci când șeful biroului informatic, generalul Nicolae Condescu, colonel, acum general mai târziu, da, propune noului șef al Marului Stat Major, generalul Cristescu, înființarea unei secții a informaților. Deci iată un element pozitiv, ascendent, de la birou, se trece la secție. Și acum, în 1918, avem pentru prima dată specializări. Până atunci nu erau, astăzi, ați auzit și știți probabil, ofițeri de contrainformații, de contraspionaj, de contrasabotaj, de contraterorism. Atunci nu erau birou informații, făceai de toate. Făceai toate tipurile de muzeu, sau chiar dacă le făceai, le făceai în cadrul acestei structuri. Acum, el vine cu propunerea să se înființeze secția informațiilor cu biroul 1 informații și biroul 2 contra informații. Dar interesant este acest raport pe care îl înaintează generalului Cristescu, pentru că ne arată iarăși motivațiile și, repede, aici o să vedeți că nu se scrie rece, ci dimpotrivă sentimental. Raportul este din 28 aprilie 1918. Înainte de războiul ce am terminat, în armata noastră nu s-a dat cuvenită importanță serviciului de informații. La intrarea în campanii, pentru toată armata, acest serviciu era centralizat numai la biroul informațiilor, care dispunea în total de 8 ofițeri. Deci atât avea serviciul de informații al armatei. 8 ofițeri, din care numai 2 de stat major, ceilalți erau ofițeri tineri, de la trupă, fără experiență și câțiva transdatori. În ceea ce privește serviciul informațiilor secrete și de contraspionaj, armata nu dispunea de niciun organ, nu avea niciun ofițer, niciun agent pregătit pentru aceasta, totul a fost lăsat în sarcina
Serviciului Siguranței Generale, care nu putea avea competență în ceea ce privea chestiunile militare, pe când adversarii noștri împănase țara cu sute de spioni și agenți pe toate fronturile probabile de operație. Noi nu am avut nici măcar un singur agent care să ne poată fi util din punct de vedere militar. Din cauza lipsei de organizare a biroului informații din Marele Stat Major, nici Marele Cartier General nu a avut ceea ce îi trebuia și nici armata. Pentru că toate birourile de informatici au luat naștere la mobilizare, la armate, corpuri de armate și divizii, au fost înființate cu ofițerii de stat major sau cu ofițerii luați de la trupă, care nu aveau sub acest raport nicio pregătire. În timp ce inamicul pipăia și știa toate mișcările noastre, noi, deși aveam elementele, nu le puteam utiliza, că și cei chemați să lucreze nu corespundeau situației. După primele 6 luni de campanie, experiența pe de-o parte, studiind comparativ mijloacele întrebuțate dinamic, primind relații de la aliații noștri, am fost în stare să facem o școală sub direcția Biroului Informații Marele Cartier General. 6 luni înseamnă, gândiți-vă, din august până în ianuarie, când intră și în februarie se emit aceste instrucțiuni în 1917, pentru că atunci se pune, se face o reorganizare a serviciilor de informații ale armatei. Rezultatele au fost în a doua parte a campaniei foarte frumoase, pentru care Marele Cartier General a primit felicitări de la aliați pentru modul cum a funcționat. Prin demobilizarea armatei se vor dizolva toate birourile de informații de la armate, corpuri de armate și divizii. Ofițerii experimentați în această direcție se vor răspândi și experiența căpătată care ar trebui să formeze un tezaur pentru viitor va dispare cu totul, dacă cel puțin nu se va da dezvoltarea minimă impusă în împrejurări serviciului informațiilor din Marele Stat Major. Pentru aceasta propun ca un minim și în mod trecător, când bugetul și alte tipuri ne vor permite o dezvoltare completă, înființarea secției informațiilor care să fie organizată astfel și v-am spus birou 1 informații, birou 2 contra informații. Pe acest raport, la 2 mai 1918, generalul Cristescu a notat, se aprobă, se va întocmi un proiect de buget pentru serviciul informațiilor. Iată deci că de la jumătatea anului 1918, pe timp de pace, cu armata demobilizată, dezvoltăm ceea ce ne-a lipsit și ar fi trebuit să avem la intrarea în campanie. Un serviciu de informații mai bine structurat, mai bine încadrat, profesionalizat. Ce facem acum în partea a doua, în 1918? Că suntem pe timp de pace, aliații foști au plecat, foștii inamici sunt în țară, se iau câteva măsuri. N-am să insist decât asupra unui ofițer, Alexandru Dumitrescu, el lucra în biroul informații și primește anumite sarcini. Același colonel Condescu îi spune, îi scrie în foaia de calificativă ce a făcut în acest timp. Și de asta vreau numai pentru finalul, în a doua parte a 1918. Maiorul Dumitrescu a primit sarcina, citez, a strânge toate știrile asupra vrăjmașului din teritoriul ocupat și de la sudul Dunării, de care Marele Stat Major avea destulă nevoie. Munca, priceperea și dragostea depusă de Maiorul Dumitrescu în această direcție sunt mai presus de orice laudă. Ceea ce trebuia să facă un întreg birou bine organizat, a făcut Maiorul Dumitrescu singur și cred că Marele Stat Major, care la ruperea relațiilor diplomatice cu dușmanul în luna noiembrie 1918, era complet orientat asupra situației militare a dușmanilor, a știut să aprecieze munca rodnică depusă de acest ofițer în vara și toamna anului 1918. Timpul nu mai permite, eu vreau să vă aduc un pic de zâmbet. Acest Maior Dumitrescu va ajunge general în preajma, în timpul celui de-al doilea război mondial, dar înainte, perioada 38-40, se va căsători cu o celebritate pe care toată lumea a auzit, Mița Biciclista. Sigur, ea nu mai era chiar atât de tânără și apetisantă, dar pentru cei care cunosc Bucureștiul și Piața Arde, să știți că lângă se află un imobil, chiar așa se numește, imobilul Mița Biciclista. Terenul a fost dat de regele Ferdinand, unul din beneficiarii nunilor acestei tinere, inclusiv banii și inclusiv arhitectul care s-a construit acest imobil. Imobilul, înțeleg că avea, nu știu, 15-20 de apartamente, ele erau închiriate. Am avut curiozitatea și împreună cu prietenii mei, Silviu și Liviu, am beneficiat. Avea dosar și la securitate, care de securitatea în anii 60 îi documenta
îi documenta relațiile amoroase dinainte de primul război mondial și după primul război mondial. Și ca să înțelegeți destul de... Da, și ca să... Două război. Problema este pentru mine, că mă rog, asta a fost așa, să aflu că a fost căsătorită, mă rog, vița bicicleta cu... Dumitrescu, da. Problema este, ea a trecut la cele veșnice în 1968, în timp ce generalul nu știm când a trecut la cele veșnice și nici nu știm unde este mormântat, dar căutările continuă. Da. Și am, la sfârșitul anului 1918, avem, bineînțeles, Marea Unire de la Alba Iulia. La 1 decembrie, sigur, Marea Unire. Destul de rapid, structurile de securitate își fac simțită prezența în Transilvania. Siguranța, pe de-o parte, înființează birouri de poliție sau birouri de siguranță. Ele sunt subordonate Consiliului Dirigent, dar coordonate de Ministerul de Interne. Și armata care avea, ați văzut, birourile de informații. Știți că la sfârșitul 1918, sau de la sfârșitul 1918 până la jumătatea anului 1919, România a avut un conflict cu Ungaria, cu niște forme diferite de manifestare, cu două conflicte militare, al doilea am ajuns noi până la Budapesta. Dar, la sfârșitul anului 1918, atenție, de-aia accentuez, un om extrem de inteligent, Eugen Tianu se numește, el va ajunge inspector general de siguranță al Transilvaniei și subdirector general al Poliției Române, deci va fi din 1930-1947 subdirectorul general al Poliției, va pleca din țară în 1948 și se va opri tocmai la New York, unde va fi profesor la o școală FBI, care avea un prieten foarte bun, pe nume G. Edgar Hoover. Dar acest Eugen Tianu, acum ar fi doar șef al Brigăzii de Siguranță Cruș, trimite un raport la București. Eu permit doar să citez pe scurt. E un stil, apropo, că și colegii de la, din Basarabia au așa o formulare, limba sună un pic rusă, și cei din Transilvania scriau un pic așa ca la germani. Așa scrie, de aceea, mai cu puțin atenție, ne-a succes să ne plasăm un om de încredere între socialiști internaționali bolșevici din Budapesta, care a fost ales de ei acum de curând casier. Deci un agent român, da, curierul Volt a sosit la Cluj, aduce următorul raport scris de mâna agentului nostru. Acesta care l-a ales casierul mișcării comuniste ungare la Budapesta. Și, în esență, e vorba de liste cu românii care se aflau în mișcarea comunistă. Și avem două componente feminine. Florica Ionescu, această fată s-a vărât ca scriitoare la ambasada română din Budapesta, unde trădează toate secretele inamicilor noștri. Cea de-a doua, Florica Copisudean, a devenit, prin diferite mijloace, amanta secretarului ambasadei române. Bun. Dintre aceștia care sunt pe listă, că nu-i numesc, sunt plătiți pentru a face propagandă între țăranii români și în armată. Cei de la numerele 279 și vor de listă de nume, pleacă în Transilvania. Și unii plecau, că aveau la Timișoara, la Arad, la Oradea Mare. Încearcă să primească legitimație de călătorie pentru a trece în România. În caz că nu le succede, au planul de a se îmbrăca în uniforma română și ca prizonieri români ce vin din Germania, voiesc să treacă în România. Bun, deci iată, interesantă informație, că trebuie să știi cum vin cei de acolo și am să închei că, spune Eugen Tianu, adresându-se superiorilor, agentul Bălan a primit ordinul de a pleca peste linia demarcațională și a se înrola în Armata Republicană Ungurească. În prezent, Bălan este locotenent în Regimentul 34 și rapoartele amănunte vor veni printr-un curier care va trece peste linia demarcațională. Deci iată că destul de repede, după 1 decembrie, că aici am vrut să precizez, structurile securitate române s-au profesionalizat, mă rog, au avut oameni foarte buni. Eugen Tianu era un ardelean. Nu venise în România înainte de primul război mondial, dar iată cât de repede și-a pus mintea la contribuție și a reușit să
penetreze armata și, mă rog, vârful mișcării comuniste maghiare. Și am să închei cu ceea ce, iată, face Serviciul Informațiilor din Marele Cartier General tot la sfârșitul lunii decembrie. Deja luptele se terminaseră și se pregătea conferința de pace. Și Serviciul Informațiilor propune proiectul unui memoriu prin care se pună în vedere îndreptățirea și necesitatea Uniunii Transilvaniei cu România. Motivul și scopul. Nu numai delegații oficiali, ci și întreaga suită a lor va avea de susținut îndreptățirea și necesitatea unirii atât în fața conferinței de pace, cât și în convorbiri și discuții cu delegații străini și cu publiciștii tuturor neamurilor care vor asista la acea conferință. Ungurii își vor trimite oameni bine pregătiți, având tot interesul de a combate unirea în întregimea ei sau măcar de a o slăbi, storcând concesii și avantaje la diferite chestiuni de detalii. Este important ca și trimiși români să fie perfect informați pentru a putea susține cu folos aceste discuții. Li se va pune deci la îndemână un memoriu pregătit de persoane absolut cunoscătoare de toate chestiunile ce ar putea fi combătute. Memoriul va trebui să fie un model de claritate și precisiune. Să vorbesc mai încet? Ca să... Nu, ca să prezentați. Memoriul va trebui să fie un model de claritate și precisiune și să fie complet atât ca informații istorice, cât și ca orientare asupra stărilor de astăzi, pe urmă va cuprinde și o argumentație din punct de vedere al dreptului popoarelor, precum și din punct de vedere al intereselor internaționale de a da ființă la calea importantă a Dunării și în mijlocul Anteorientului, veșnic, turbure și nesigur, statutului celui mai indicat ca configurație etnică și ca forță civilizatoare României Mari Unite. Izvoare. Eu n-am să citesc decât punctele principale, pentru că sunt mai multe, ce trebuia să cuprindă acest memoriu. Memoriul va trebui să utilizeze, în primul rând, datele foarte prețioase. Și aici e vorba de ceea ce acte oficiale, legi, date de Ungaria împotriva românilor. Și începe cu memoriul Conferinței Naționale de Instituții în anul 1981. Replica Cinerimii Universitare Române din Austria și Ungaria, opera regretatului Aurel C. Popovici. Și așa mai departe, chestii etnografice, tot felul de lucrări apărute la Budapesta, dar în favoarea României. Planul lucrării. 1. Legile care izbesc în români. O sistematică înșirare a tuturor acestor legi cu o scurtă apreciere a fiecăreia în parte. Ordonanțe ministeriale și măsuri luate de guvernul contra românilor. Măsuri luate de organele administrative. 2. Nerespectarea și dreptatea de sfințare a legilor care ar mai fi putut oferi vreo protecție elementului românesc. Restrângerea și călcarea drepturilor politice, călcarea drepturilor individuale, omorul și măgerul săvârșit de organele și autoritățile locale, arestări nedrepte, violarea proprietății, nu mai zic. 3. Atacuri contra bisericii și religiei, școlii, alte instituții, manifestațiilor sociale, culturale, particularilor incomozi politicii de maghiarizare. 4. Subvenționarea exagerată cu scop politic a industriei maghiare ținuturile românești, în schimb nicio protecție industriei românești. Protecția largă acordată secuilor. 5. Demascarea politicii maghiarizare, intenționând desfințarea celorlalte naționalități. 6. Politica maghiară față cu celelalte popoare nemaghiare. Ce altceva? Nu, dar nu insist, nu sunt decât titlurile. Atitudinea ungurilor în timpul de la 1848. Și am să închei doar cu două chestiuni. Una este de notă și una este de final. Într-o scurtă introducere istorică, se crede potrivit să se arate cauzele care au favorizat înclimparea ungurilor în mijlocul Europei. Ungurii n-au avut aproape niciodată o stăpânire absolută în Transilvania. Părți din Ardeal și Banat au fost stăpânite vreme interuzate de Domnii Muntenii. Luptele contra stăpânirii ungurești și așa mai departe. Iar la final, sunt două note interesante, de ce am vrut să, chiar dacă îmi cer scuze că am depășit timpul, în acest proiect, sub denumirea Transilvania, am înțeles pretutindeni totalitatea teritoriului românesc dintre Tisa și Carpați. În cadrele arătate, s-ar da cuvenită atențiune tuturor punctelor schițate, adăugându-le completări ce s-ar găsi necesare cu prinsul lucrării. Ar fi de dorit să se sfatuie o ediție franțuzească și una englezească pentru a fi distribuită înainte de conferință. Această lucrare este foarte utilă și ca orientare pentru viitoarele autorități care vor funcționa în Transilvania. Iată deci cum se punea problema
și aici vreau să vă arăt, dar nu se vede foarte bine, că pe acest raport este și semnătura lui Ionel Brădeanu, primul ministru al României. Ea se vede mai slabă aici, care spune de acord, lucrarea trebuie să înceapă fără întârziere. 13 decembrie 1918. Deci la cât timp după Marea Unire. Despre cât de utile ar fi să avem cărți despre istoria României în limbi de circulație internațională și care să fie distribuite la marile universități și biblioteci din lume, cred că nu mai e cazul să discutăm. Mulțumesc pentru vizionare.